Elevii au putut să vadă cum arată un platou de televiziune, dar și ce presupune munca de reporter sau cameraman. Copiii au avut ocazia să încerce și postura de prezentator, iar preț de câteva minute au exersat cititul de pe prompter. Voi vă aflați în platou de știri la noi, la studio. Este platou unde se realizează jurnalul în fiecare seară, de luni până vineri, este jurnal în direct. Sunt câteva minute până când se vor aprinde cele peste două minute. Milioane de lumini. A dat prea tare aproape. Dau prea realistic acum. Așa. Cum ți se pare? Foarte bine. Ai mai văzut până acum o cameră de televiziune? Nu. Te-ar plăcea să fii cameraman? Nu știu ce părere să spun. Pentru mulți dintre elevi a fost pentru prima dată când au luat contact cu lumea televiziunii și spun că le-ar plăcea să lucreze și în acest domeniu atunci când vor crește. E prima dată când vii într-un platou de televiziune? Da. Și cum ți se pare? Frumos. Ce-ți place cel mai tare aici? Ce-ai văzut aici? Camere? Da. Și lumini? Da. Și ce fac oamenii aici? Filmează. Îmi place mult. Ce-ți place cel mai tare? Păi că se filmează și că sunt televizoare în care te vezi. Mie mi-a plăcut că am putut să venim, da, și că am reușit să descoperim multe lucruri. Mi-a plăcut că am văzut camerele și că am fost acolo pe ecranul acela. Mi-a plăcut cel mai mult camerele, pentru că sunt foarte mari. Mi-a plăcut că o să fiu la televizor și mi-a plăcut că am apărut. Săptămânal organizăm pentru elevii noștri experiențe de învățare în contexte non-formale, care contribuie foarte mult la cultivarea entuziasmului lor pentru învățare. În măsura în care reușim să-i conectăm pe copii cât mai mult cu comunitatea, înseamnă că și reușim să-i pregătim pe ei pentru a face față dinamicii sociale în care trăiesc și în care urmează să crească și să se dezvolte. Iar eu cred că școala și mass media pot să deschidă adevărate ferestre către lume pentru copiii noștri. Și pentru că astăzi este Ziua Internațională a Televiziunii, copiii ne-au făcut și o urare. La